Bună ziua, dragi ascultători! Numele meu este Adina Martinescu și de astăzi voi fi gazda dumneavoastră în cadrul emisiunii Inspirație Divină. Începem această primă emisiune cu domnul Ioan Prisăcaru, omul datorită căruia suntem astăzi în acest studio al Radio Integrativ România, omul care a făcut posibil acest proiect, creatorul conceptului de dezvoltare umană prin dans energetic, autor al cărților Puterea Cunoașterii, Dansul Energetic și Condimentarea Creatoare, un om care toată viața sa a fost în căutarea cunoașterii și a dezvoltării personale și spirituale. Suntem onorați să vă avem ca și invitat și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Dacă ar fi să vă prezentați dumneavoastră, domnule Ioan Prisăcaru, pentru cine nu vă cunoaște, ce ne-ați putea spune? Vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să pornesc puțin de la profilul acestei emisiuni. Se numește Inspirație Divină. Este o denumire foarte interesantă, pentru că, de fapt, noi oamenii generăm programe geniale în momentul în care avem inspirație divină. Starea de a fi geniu în om se dezvoltă în momentul în care noi suntem conectați cu divinitatea. Așadar, atunci când facem activități de geniu, noi suntem conectați cu divinitatea. Faptul că sunt astăzi în această emisiune pentru mine este o mare onoare. Această emisiune va aduce oameni de mare calibru în fața dumneavoastră, dragi radioascultători, și poate și acelora care doriți să vedeți această emisiune. Cred că va fi un mare argument pentru mulți acei care vor simți să scrie cărți, să facă lucruri minunate în scopul oamenilor. Așadar, această emisiune, Inspirație Divină, această emisiune care se pornește astăzi are șansa să genereze un nucleu de oameni care să aducă în fața dumneavoastră cele mai importante realizări din viața lor. Cu această ocazie sunt și eu aici și vă voi prezenta în mod succint cartea Puterea Cunoașterii. Mulțumim frumos, domnule Ioan Prisăcaru, pentru prezentarea dumneavoastră. Sunteți o sursă de inspirație pentru noi toți și vă felicit cu bucurie pentru tot ceea ce faceți. Într-adevăr, subiectul discuției de astăzi este prima dumneavoastră carte, Puterea Cunoașterii, lansată la editura Darana. Cum ați primit dumneavoastră inspirație divină pentru a scrie această carte? Cum a pornit practic totul? Vă mulțumesc pentru întrebare. Niciodată n-am crezut că am să scriu cărți. Eu sunt un om de factură realistă. Când eram în liceu, în facultate, eram preocupat în special de obiecte, de științele exacte. Eram bun la matematică, eram bun la fizică, la chimie, dar când venea vorba de limba română și de alte obiecte din această categorie, eu eram învățam doar pentru notă. Și niciodată n-am crezut că am să scriu cărți. Dar viața a fost darnică cu mine. Am ajuns la un moment dat să conduc foarte mulți oameni și pe măsură ce i-am condus, am învățat de la ei. Am învățat de la ei viața. Pentru că eu, ca om de afaceri, nu am fost pregătit în mod special să devin om de afaceri. Am fost pregătit pe măsură ce am învățat viața de la oameni. Învățând viața de la oameni, am înțeles unde este necesar să acționăm în așa fel încât să fim puternici și sănătoși. Aceste două criterii sunt esențiale pentru viața noastră: puterea și sănătatea. Dacă avem sănătate, putem să ne parcurgem un drum lin și frumos în viață. Dacă avem și putere, atunci drumul nostru poate să capete valențe cu totul deosebite. Pornind de la acest criteriu, consider că omul
are nevoie de ambele valențe. Adică este necesar să fim și sănătoși și puternici. Când m-am gândit ce denumire să dau acestei cărți, am ales cuvântul putere. Putere. De ce putere? Ca să dau putere. Apoi am mai ales un cuvânt, cunoaștere. De ce cunoaștere? Pentru că un om puternic este un om care are cunoaștere. Cine nu are cunoaștere, nu are putere. De ce spun acest lucru? Cunoașterea îți dă accesul la puterile Universului. Atunci când ai cunoaștere, practic ai putere. Dacă unești aceste două cuvinte, puterea și cunoașterea, îți dai șansa să generezi cea mai frumoasă formă de a trăi în viață. Așa este și aș mai putea adăuga ceva aici. Cartea Puterea Cunoașterii consider că este un instrument al binelui și cuprinde acele tehnici pe care le putem aplica pentru a fi mai bine cu noi înșine și a regăsi practic drumul spre noi. Scrieți dumneavoastră că ideea cărții a pornit la un moment dat, în urma unui conflict pe care dumneavoastră l-aveați cu un partener de afaceri. Așa ați creat terapia sufletului. Ce ne puteți spune despre această terapie și cum o putem aplica pentru îmbunătățirea relațiilor cu cei din jurul nostru? Da. Deci, la finalul cărții am scris despre terapia sufletului. Dar până la ajunge la acest nivel, am pregătit cititorul în așa fel încât să ajungă să înțeleagă ce înseamnă terapia sufletului. Prima filă a cărții se referă la un element esențial din viața noastră și anume la faptul că noi nu suntem doar materie. Noi, ca ființe umane, suntem un corp în ceea ce vedem cu cele cinci simțuri, deci cu cele cinci simțuri noi percepem doar corpul fizic. În afara corpului fizic, noi ca oameni existăm într-o multitudine de corpuri. De asta am început să prezint cartea Puterea Cunoașterii prin a mă raporta la om așa cum suntem noi în întregime. Adică noi suntem un corp fizic, dar în realitate noi suntem un câmp energetic. Acum 100 și ceva de ani, Einstein a spus așa: totul este energie. Totul este energie. Acesta este un mare adevăr, iar dacă noi ținem cont de acest aspect, ajungem să valorificăm viața la cele mai înalte valențe. Deci noi suntem un corp fizic, dar de fapt, în realitate, suntem energie. În corpul nostru sunt 7 centri energetici. 7 centri energetici. Fiecare centru energetic este conectat la o glandă. O glandă pe corpul fizic. Așadar, energia este conectată la corpul fizic prin secrețiile glandelor. Glandele sunt influențate de câmpurile energetice cu care interacționăm. Așadar, noi suntem un număr de 7 centri energetici. Vom vedea că, de fapt, nu suntem doar 7 centri, ci suntem 272 de centri energetici. Nu este întâmplător acest număr. Ochiul omului percepe 272 de culori. Deci omul percepe 272 de nuanțe de culoare, exact câte corpuri energetice avem. De ce se întâmplă acest fenomen? Noi, cu ochiul liber, percepem de fapt toate cele 272 de nuanțe, adică percepem toți cei 272 de centri energetici pe care îi avem în noi. Pentru a simplifica totuși viața, ne raportăm la ființa umană
doar gândindu-ne doar la cei 7 centri energetici aferenți celor 7 glande endocrine. Ei, cei 7 centri energetici ne susțin în toate aspectele vieții și la univers ne raportăm prin intermediul celor 7 centri energetici. Deci, acel om care știe să pună în valoare puterea lui, ținând cont de cei 7 centri energetici, poate să-și dea șansa să reușească în viață într-un mod cu totul și cu totul spectaculos. Așa este, aveți mare dreptate și vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații precizate. Totodată știu că afirmați la un moment dat în carte că cu cât emitem mai multe idei pozitive în jurul nostru, cu atât primim mai mult de la univers. Acesta știu că este principiul oglinzilor. Ne puteți detalia mai mult legat de acest subiect? Da. Deci noi suntem energie așa cum am emis până acum. Tot ce emitem în univers, emitem prin intermediul energiilor. Dacă emitem energii pozitive în universul nostru, plantăm energii pozitive. Dacă emitem energii negative în universul nostru, plantăm energii negative. De asta gândirea pozitivă este o formă de dezvoltare personală și umană foarte des promovată. Ei, noi ducem mai departe această metodă de dezvoltare în sensul că nu doar gândirea pozitivă este esențială. Este bună, dar nu este suficientă. Este important să emitem energii benefice cu toată ființa noastră. Și cel mai mare generator de energie din ființa umană este sufletul. Așadar, gândim pozitiv, proiectăm asupra sufletului nostru energia pozitivă, iar sufletul nostru va genera mai departe o energie pozitivă care se manifestă în jurul nostru și nu numai în jurul nostru, peste tot în univers. Ei, cum funcționează universul? Universul tinde la perfecțiune. Adică, dacă noi ne dorim ca ceva să fie perfect și vrem să identificăm ceva perfect în universul nostru, în viața noastră, atunci ne gândim la univers. Pentru că tot ce spunem noi se înmagazinează în banca de date a universului. Dacă noi mai putem să ascundem câte ceva în jurul nostru, crezând că nu ne vede nimeni, ei, universul înregistrează fiecare gând, fiecare faptă, indiferent cât am vrea noi să o camuflăm. Așadar, cum funcționează principiul oglinzilor? Noi emitem un gând. Acest gând sau o emoție, nu neapărat gând, un gând, o emoție, o stare, orice. Poate să fie și pasivă, nu neapărat activă. Adică pasivă în ce sens? Doar pentru noi, când vorbim doar pentru noi sau ne gândim doar pentru noi. Nu. Atunci când gândim ceva, indiferent dacă gândim pentru noi sau pentru cineva anume, acel gând se transmite în univers. Iar în momentul în care transmitem gândul în univers, universul transmite gândul pe mai departe. Și acel gând este preluat de niște oglinzi, ca și cum am fi în fața unui sistem de oglinzi, un sistem infinit de oglinzi, care preiau o anumită imagine și o perpetuează la infinit. După același principiu, se perpetuează și gândirea noastră. Dacă noi gândim pentru noi sau în raport cu cineva într-un anumit fel, universul preia gândul respectiv și îl amplifică la infinit. De asta, de exemplu, dacă în copilărie noi gândim să trăim un anumit aspect al vieții, se întâmplă ca la 60-70 de ani să trăim acel aspect. De asta, la un moment dat, m-am întâlnit cu un mare maestru și mi-a zis: Ioan, fii atent ce gândești, pentru că s-ar putea să ți se întâmple. Eu n-am înțeles la acea vreme ce a vrut să spună acel maestru.
Fii atent ce gândești, pentru că s-ar putea să ți se întâmple. Ei, eu am gândit într-un anumit fel în funcție de nivelul meu de conștiință din acel moment. Ei, după mulți ani mi s-a întâmplat să trăiesc ceea ce am dorit la un moment dat. De multe ori nu mai vroiam să trăiesc ceea ce doream în copilărie sau știu la un moment dat, la un anumit stadiu al evoluției mele, dar universul mi-a dat pentru că am cerut cândva. Așa și dumneavoastră, dragi ascultători. În momentul în care gândiți, este important să știți că universul înmagazinează în banca sa de date tot ceea ce gândiți. Toate gândurile dumneavoastră au efect asupra dumneavoastră mai devreme sau mai târziu. Dar înainte de a avea neapărat efect asupra dumneavoastră, gândurile au efect asupra entităților asupra cărora dumneavoastră acționați. De exemplu, dacă vă gândiți la partenerul de viață cu un anumit gând, acel gând este recepționat de partenerul de viață chiar dacă nu realizează acest aspect. Dacă vă gândiți cu bucurie la partenerul de viață, partenerul de viață vă va aduce bucurie. Sub altă formă, nu neapărat sub forma vorbelor pe care dumneavoastră le gândiți. Dacă vă gândiți la partenerul de viață emițând nemulțumire, să fiți siguri că mai devreme sau mai târziu partenerul de viață al dumneavoastră va fi nemulțumit de dumneavoastră. Pe această cale, dragi ascultători, vă susțin și vă recomand să vă antrenați în așa fel încât să emiteți doar gânduri benefice. Domnule Plisăcaru, mă scuzați că vă întrerup. Tocmai mi-ați anticipat următoarea întrebare, pentru că, într-adevăr, cartea dumneavoastră este ca un manual de viață. Cum ar putea cei care ne ascultă să asimileze și să folosească cât mai bine informațiile din carte și dacă ar fi să ne recomandați o rețetă, ce ar trebui să facă oamenii pentru a fi cu adevărat fericiți? Mulțumesc pentru întrebare. Ce ar fi necesar să facă omul pentru a fi fericit? Ca să fii fericit, este necesar să fii foarte bine cu tine însuți. Adică, cu tine însuți, ce înseamnă asta? Să fii foarte bine cu sufletul. Dacă sufletul este fericit, atunci ești fericit. Pentru că sufletul este entitatea energetică cea mai cuprinzătoare din ființa umană. Dacă noi avem sufletul fericit, totul se desfășoară frumos și armonios în viața noastră și nu mai avem nevoie de nimic. Așadar, pentru a fi bine, este necesar să fii antrenat în așa fel încât să aduci sufletul în cea mai bună stare a lui de a fi. Cartea Puterea Cunoașterii, pe care eu acum o am în mână, este o formă prin care omul se antrenează să stimuleze viața sufletească în cea mai bună formă a sa de a fi. De asta cartea Puterea Cunoașterii are două părți esențiale. Într-o parte, în prima parte, pregătesc omul ca să-și creeze cadrul cel mai bun pentru a fi fericit, iar apoi, în a doua parte, terapiile sufletului, în această parte eu recomand o metodă prin intermediul căreia să aducem în viața oamenilor un tratament al sufletului. De ce un tratament al sufletului? Nimeni nu poate fi perfect. Pentru că nu putem fi perfecți, este necesar să ne antrenăm spre a tinde la perfecțiune. Și dacă aș putea adăuga aici, este necesar să ne iertăm în primul rând pe noi înșine pentru a putea să iertăm pe ceilalți. Așa este? Exact. Noi cu noi
suntem foarte exigenți. Tot timpul cerem din ce în ce mai mult de la noi. Atunci când cerem ceva de la noi, practic cerem sufletului, pentru că el primește toate cererile. Și dacă noi cerem sufletului ceea ce nu poate da, atunci sufletul intră în suferință. Este necesar să fim îngăduitori cu noi, să ne dorim doar ceea ce este bun, iar ceea ce nu poate sufletul să dea, să nu-i cerem. Pentru că de foarte multe ori ne judecăm, ne pedepsim, ne subminăm prin diverse forme și de cele mai multe ori aceste forme nu ne sunt la nivelul gândirii, nu ajung la nivelul gândirii cognitive, ci pur și simplu ne intră în automatism să ne pedepsim. Pentru că vine dintr-o disciplină moștenită sau dintr-un șablon social, dintr-o dată noi ne pedepsim. De ce să ne pedepsim? Este important. De ce să ne pedepsim, că ne putem ierta? Exact. Mulțumim. Da. Vreau să vă întreb, cum s-a schimbat viața dumneavoastră prin prisma faptului că prin tot ceea ce faceți și creați, o faceți în scopul binelui? Mă gândesc că Dumnezeu v-a returnat acea energie pozitivă transmisă atâtor oameni care vin spre dumneavoastră. Da. Dacă ar fi să mă întrebe cineva care este cea mai frumoasă perioadă a vieții, aș spune că cea mai frumoasă perioadă a vieții a început în momentul în care am lansat cartea Puterea Cunoașterii. Eu n-am știut cât de mult mi se va schimba viața după ce voi lansa această carte. Imediat după ce am lansat cartea Puterea Cunoașterii, împreună cu domnul profesor Dulcan și cu doamna Maria Timuc, eu aproximativ 6 luni m-am ascuns. De ce m-am ascuns? Toată lumea voia să știe câte ceva de la mine. Toată lumea voia să afle câte ceva din carte. Și toți mă căutau, și televiziunile, și persoanele publice, și persoanele fizice, și prietenii, toți mă căutau să mă felicite sau să mă întrebe. Eu dintr-o dată m-am trezit într-un vacarm. Și atunci am căutat să mă ascund ca să am liniște să pot să scriu în continuare. Ei, această solicitare la care am fost supus mi-a făcut bine, pentru că de fapt m-a antrenat pentru o nouă viață. Deci cea mai frumoasă perioadă a vieții este aceasta în care eu am dăruit cunoașterea prin intermediul cărții Puterea Cunoașterii. Iar apoi am dăruit cunoașterea prin intermediul cărții Dansul Energetic. Iar acum sunt în pregătirea celei de-a treia cărți, în cadrul căreia voi dărui cunoașterea prin alimentație. Voi scrie cartea Alimentația Integrativă. Așadar, cea mai frumoasă perioadă a vieții este cea în care eu dăruiesc cunoașterea. Dragi ascultători, toți acei care aveți ceva de dăruit, este bine să vă gândiți să dăruiți. Și cel mai frumos lucru, cel mai frumos dar al vieții pe care îl puteți face este să dăruiți cunoașterea. Pentru a dărui cunoașterea este necesar să intrați în posesia cunoașterii. Dacă vreți să intrați în posesia cunoașterii, este necesar să lecturați cărți, să citiți cât mai multe cărți. Eu vă recomand acum cartea Puterea Cunoașterii, dar sunt milioane de titluri care așteaptă să fie citite. Mi-ați anticipat cumva următoarea întrebare. Ați început cu cartea Puterea Cunoașterii și, după cum ați și spus înainte, a mai urmat după aceea, au mai urmat încă 2 cărți, Dansul Energetic și Condimentarea Creatoare, iar acum vă pregătiți să o lansați pe a 4-a, Alimentația da. Integrativă. Da. Vă felicit cu bucurie pentru tot ceea ce faceți și cu siguranță o să ne revedem în cadrul unei alte emisiuni să discutăm și de celelalte cărți minunate pe care le-ați scris dumneavoastră. Vă felicit încă o dată
cu admirație pentru tot ceea ce sunteți și faceți. Vă doresc inspirație divină în continuare și vă mai așteptăm alături de noi cu alte proiecte minunate. În încheiere, dacă ați dori să adresați ascultătorilor noștri un îndemn ce ar trebui să facem pe viitor pentru a fi mai bine cu noi înșine. Da. Vă mulțumesc pentru că m-ați chemat în această emisiune. Este un dar să poți vorbi ascultătorilor despre cunoaștere. Este un dar să poți vorbi ascultătorilor despre un model pe care îl poți promova spre a crește nivelul de viață. La final de emisiune, doresc să vă transmit, dragi ascultători, îndemnul spre a face tot ce este posibil să vă dați acces la cunoaștere. Dacă aveți cunoaștere, aveți totul. Dacă nu aveți cunoaștere, nu aveți nimic. Cunosc foarte multe cazuri de oameni care, într-o anumită conjunctură a vieții, au ajuns în posesia unor bogății materiale, iar pentru că nu au avut cunoaștere, nu au știut să le valorifice. De asemenea, cunosc persoane care nu au avut acces la bogății materiale și pentru că au avut cunoaștere, au ajuns la un moment dat să fie bogați în toate aspectele vieții, inclusiv în planul material. Așadar, dragi ascultători, vă îndemn pe toți să vă dați acces cu cea mai mare prioritate la actul cunoașterii, iar lectura cărții este un act prin care vă puteți da acces cu cea mai mare ușurință la actul cunoașterii. Unde ar putea să găsească viitorii dumneavoastră cititori Cartea Puterea Cunoașterii? Cartea Puterea Cunoașterii a fost editată de editura Darana, o echipă inimoasă, cu mare suflet. Și editura Darana a vândut-o peste tot în România. Așa că această carte poate fi citită după ce o comandați pe internet sau la principalele lanțuri de librării. De asemenea, lângă Cartea Puterea Cunoașterii veți găsi cartea Dansul Energetic. Dansul Energetic nu este neapărat o carte, ci este o filozofie de viață. Prin dansul energetic vă puteți transforma viața, întrucât dansul energetic vă ajută să vă conectați și mai bine cu valorile infinite din univers. Mulțumim foarte mult. Într-un fel, nu aș vrea să vă opresc aici, dar știu că va mai urma o următoare întâlnire în care vom discuta efectiv despre cartea Dansul Energetic și vă așteptăm cu mare drag din nou alături de noi. Vă mulțumim pentru că ați acceptat această invitație, pentru timpul dumneavoastră, iar dumneavoastră, dragi ascultători ai emisiunii, vă doresc să fiți creativi și inspirați.